Bun găsit, dragi telespectatori! Precizez că în episodul prezent și în episodul următor vom aborda două subiecte extrem de sensibile, despre Duhul Sfânt în episodul prezent și despre Sfânta Treime în episodul viitor. Precizez că am scris săptămânal pe parcursul a 4 ani de zile, imediat după Revoluția din decembrie 89, diverse articole de învățătură creștină într-un ziar laic Târgu Mureșean, 24 de ore mureșene, împreună cu reprezentanți și ai altor confesiuni creștine, în special ortodoxă și greco-catolică. Mai multe dintre aceste articole le-am reluat în cadrul emisiunii Monolog, Răspunsuri pentru viață, la care ne aflăm. Dar ceea ce doresc să spun cu această mențiune este că în acele articole de ziar nu am abordat niciodată de o manieră ceva mai extinsă problematica Duhului sau a Spiritului Sfânt. Am făcut-o doar tangențial atunci când am vorbit despre sărbătoarea Rusaliilor, a Cincizecimii sau Pentecostului. Am procedat astfel pentru că am avut în vedere dificultatea de receptare a unei astfel de învățături. Mântuitorul Iisus Hristos, în Ioan 14, 16 și 17, ne-a avertizat de altfel, citat, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață, și anume Duhul Adevărului, atenție, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, încheiat citatul. Astfel că învățătura despre Duhul sau Spiritul Sfânt este o învățătură greu de digerat, din nefericire pentru marea majoritate a lumii în care trăim. De data aceasta însă, la solicitare expresă și insistentă a unei telespectatoare a Credo TV, mă voi referi în cele ce urmează la această întrebare delicată, după cum am spus, cine sau ce este Duhul Sfânt, asumându-mi riscul de a-i pierde pe unii dintre telespectatorii noștri. Dar să nu uităm, chiar Mântuitorul a spus, una dintre liniile de demarcație dintre ucenicii Domnului și lumea nemântuită este tocmai modul de raportare a omului la Duhul Sfânt și implicit la învățătura despre Duhul Sfânt. Deci, pentru căutătorii sinceri ai mântuirii, această problematică este și trebuie să dobândească o maximă importanță. Revenind la telefonul primit la sediu Credo TV, pot afirma că din tonul telespectatoarei noastre, convorbirea fiindu-mi transmisă pe bandă sonoră, am înțeles dorința sinceră, aproape disperată, a persoanei care ne-a sunat, de a găsi pe cineva care să-i ofere răspuns la câteva întrebări pentru ea deosebit de importante, într-un fel legate una de cealaltă. 1. Este Duhul Sfânt o ființă divină? Este Dumnezeu sau este doar o forță impersonală? 2. Dacă Duhul Sfânt este o persoană divină, trebuie să ne adresăm Lui în rugăciune? Și 3. Este valid din punct de vedere biblic conceptul de Sfântă Treime sau de Dumnezeu Trinitar ori Triunic? Sau acest concept a fost introdus sub influența și presiunea, după cum ni se spunea, a împăratului Constantin? Încercând să-i răspundem telespectatoarei noastre și credem că nu numai dumneaei, ne vom opri mai întâi la, așa cum spuneam, identitatea Duhului Sfânt. Este Duhul Sfânt o persoană divină? Subiectul despre Duhul Sfânt este extrem de important și nu numai prin frecvența cu care Duhul Sfânt este menționat în Sfintele Scripturi, ci prin ceea ce îi se atribuie Duhului Sfânt pe paginile Sfintei Scripturi. Sigur, există mai multe sinonime ale Duhului Sfânt. Intenționăm în studiul nostru să lăsăm să vorbească Biblia, fie că înțelegem, fie că nu înțelegem cele descoperite de noi în mod rațional. Un Dumnezeu care ar încape de plin în mica și neîncăpătoarea noastră minte, pe care am putea să-L înțelegem exhaustiv pe cale intelectuală, nu credem că ar putea să-L reprezinte pe adevăratul, mărețul și nemărginitul Dumnezeu care a creat mintea. Așadar, cine este Duhul Sfânt? Dacă ne rezumăm să obținem un răspuns la identitatea Duhului Sfânt în baza unor afirmații disparate din Sfânta Scriptură, riscăm să pierdem din vedere imaginea de ansamblu, să ne scape adevărul revelației biblice despre Duhul Sfânt.
Spre exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, Mântuitorul Hristos a spus, citat, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Încheiem citatul din prima parte a versetului menționat. Trăgând o concluzie pripită doar în baza acestei afirmații, am putea crede că Duhul Sfânt este doar o putere, o forță de la Dumnezeu, o binecuvântare pe care El ne-o dă. Unii chiar așa îi și spun, puterea activă a lui Dumnezeu. Dar pentru a trage o concluzie finală, dacă este sau nu Duhul Sfânt o persoană divină, supunem atenției dumneavoastră 5 argumente. 1. Duhul Sfânt acționează ca o persoană. 2. Duhul Sfânt posedă atributele esențiale ale unei persoane. 3. Duhul Sfânt poate fi și a fost tratat ca o persoană. 4. Duhul Sfânt posedă atributele specifice persoanei divinității. 5. Numele care îi sunt atribuite Duhului Sfânt dezvăluie personalitatea și divinitatea sa. Și în sfârșit 6. Iisus Hristos folosește, vorbind despre Duhul Sfânt, nu pronumele neutru, corespunzător substantivului Duh Sfânt sau Pneuma din limba greacă, ci pronumele masculin, El. Să începem așadar cu primul argument. Duhul Sfânt acționează ca persoană. Este știut faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, le-a făcut ucenicilor o adevărată prezentare a Duhului Sfânt în capitolele 14 și 15 ale Evangheliei după Ioan. Așadar, cine vrea să vadă și să înțeleagă ceea ce spune despre Duhul Sfânt cea mai autorizată sursă, Mântuitorul Iisus, trebuie să-și facă timp să se oprească asupra acestor capitole. Aici, în legătură cu acțiunile pe care Duhul Sfânt le va întreprinde, sunt menționate următoarele. În Ioan 14 cu 17, verset pe care l-am prezentat la începutul prezentei emisiuni, se spune ca despre o persoană că El, Duhul Sfânt, rămâne cu voi și va fi în voi. În Ioan 14 cu 26, ni se spune că El învață și amintește. Să urmărim citatul. Dar Mângăietorul, adică Duhul Adevărului pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Încheiat citatul. În Ioan 16 cu 8, ni se spune tot de către Domnul Iisus că Duhul Sfânt, citat, dovedește lumea vinovată sau în alte traduceri, convinge lumea cu privire la păcat, la neprihănire, ori dreptate și la judecată. Nu mai prezentăm acest verset, el poate fi găsit ușor în Evanghelia după Ioan. În Ioan 15 cu 26 ni se spune că Duhul Sfânt mărturisește despre Iisus. Ați observa din textul citat și clara distinție și relaționare dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Citat. Când va veni Mângăietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Încheiat citatul. În sfârșit, tot în Evanghelia după Ioan, la 16 cu 13, Iisus Hristos ne arată că Duhul Sfânt mai întreprinde și alte acțiuni, că călăuzește în tot adevărul, aude, vorbește, dar nu de la El sau despre El în alte traduceri, ci despre Domnul Iisus Hristos. Și ne oprim aici cu micul, dar profundul tratat de pneumatologie prezentat în Evanghelia după Ioan. Trebuie să mai menționăm și alte acțiuni ale Duhului Sfânt prezentate în alte părți din Biblie. Duhul Sfânt inspiră Scriptura și vorbește prin ea. Fapte 1 cu 16, 2 Petru 1 cu 21. Mai amintim în încheierea argumentului că acțiunile întreprinse de Duhul Sfânt dovedesc că El este o persoană. Faptul că Duhul îi vorbește lui Filip în Fapte 8 cu 29. Duhul cheamă la lucrare misionară, Fapte 13 cu 2. Duhul Sfânt trimite misionar, Fapte 13 cu 4. Și tot El nu permite desfășurarea anumitor acțiuni. Să urmărim micul citat din Faptele Apostolilor 16 cu 6 și 7, de unde rezultă implicarea restrictivă a Duhului Sfânt, Duhului lui Iisus, în acțiunea misionară. Citat,
Fiindcă au fost opriți de Duhul să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și al Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, încheiat citatul. Să mergem acum la un al doilea argument. Biblia ne-l prezintă pe Duhul Sfânt ca având atributele esențiale a unei persoane. Când discutăm despre natura omului, examinăm de obicei trei aspecte care îl deosebesc pe acesta de lumea animală, și anume rațiune sau gândire, ori intelect, sentimente și voință. Să vedem dacă aceste trei se regăsesc în legătură cu Duhul Sfânt. În primul rând, rațiune. În Epistola către Romani și în 1 Corinteni, Apostolul Pavel ne spune că Duhul Sfânt cercetează toate lucrurile lui Dumnezeu. Astfel, la 1 Corinteni 2, 10 și 11, este scris: Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Aceste lucruri ale lui Dumnezeu nu pot fi cunoscute și înțelese de omul firesc, de aceea se impune intermedierea Duhului Sfânt, care, după cum ni se spune, le face accesibile. Tot ca o dovadă a dimensiunii intelectuale a atributelor Duhului Sfânt, sunt și acțiunile care necesită rațiune, gândire sau intelect pentru a fi realizată. Acțiuni menționate în argumentul anterior, și anume faptul că Duhul Sfânt învață, îndrumă, mărturisește. Mergem la sentimente. Duhul Sfânt posedă o deosebită sensibilitate. Nu degeaba este prezentat sub imaginea unui porumbel, din care cauză se poate întrista, așa cum se spune la Efeseni 4:30, și dăm un citat: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, încheiat citatul. Mai mult, Biblia menționează existența unei dragoste a Duhului, ceea ce, evident, o forță impersonală nu poate avea. Să observăm și acest citat: vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului. Încheiat prima parte din versetul invocat. Duhul Sfânt are de asemenea bunătate, cât și multe alte caracteristici care țin de sentimente și de sensibilitatea specifică unei persoane. Dar nu mai insistăm cu aducerea de referințe biblice în acest sens. Cine dorește poate să folosească o concordanță biblică și va putea fi pe deplin edificat. Mergem la voință. Să urmărim în continuare un text care demonstrează, alături de implicația multelor acțiuni ale Duhului Sfânt care ne transmit acest lucru, anume că Duhul Sfânt are voință, să urmărim deci și un alt citat: dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia cum voiește. Încheiat citatul. Mai adăugăm la argumentul bazat pe faptul că Duhul Sfânt are toate atributele esențiale ale unei persoane și faptul că Biblia ne lasă să înțelegem că Duhul are chiar și un limbaj specific pe care îl transmite mai departe ucenicilor Domnului Iisus. Și vom da un citat de la 1 Corinteni 2, versetele 12 și 13. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, pentru a putea cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri, în alte traduceri cu cuvinte, învățate de la Duhul Sfânt. Am încheiat citatul. Mergem acum la al treilea argument din cele șase pe care vrem să le prezentăm, anume că Duhul Sfânt a fost și poate fi tratat ca o persoană. Într-adevăr, relatările scripturistice ne indică faptul că poți să-L minți pe Duhul Sfânt. Conform Fapte, capitolul 5, unde se face și o legătură nu întâmplătoare între Duhul Sfânt și Dumnezeu. Dar să urmărim textele în discuție, din Fapte 5:3. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? În versetul următor, 5:4, în partea finală a versetului, Apostolul Petru afirmă: n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Așadar, Apostolul Petru îl identifică pe Duhul Sfânt cu Dumnezeu, spunând mai întâi: ai mințit pe Duhul Sfânt, și apoi: ai mințit pe Dumnezeu.
Fără a mai prezenta citatele corespunzătoare, mai menționăm și alte genuri de comportamente pe care fiecare dintre noi, oamenii în general, dacă nu veghem, le putem avea în raport cu Duhul Sfânt. Și anume, să îi ne împotrivim, fapte 7:51, să-l batjocorim, Evrei 10:29, să-l hulim, Matei 12:31, dar și să-l chemăm, Ezechiel 37:9, unde stă scris, El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Încheia citatul. După știința mea, acesta este singurul loc din Biblie în care se pare că un om, profetul Ezechiel, i s-a adresat Duhului Sfânt cu o rugăminte. Precizăm că, prin ceea ce am menționat tocmai acum, îi răspundem și telespectatoarei noastre care întreba, scrie undeva în Biblie că trebuie adresate rugăciuni Duhului Sfânt? Și acum să vedem și o concluzie la acest argument. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi persoană, menționarea în Sfânta Scriptură a tuturor raportărilor de genul celor prezentate anterior ar fi nu doar complet inadecvate, ci credem noi total incorrecte și derutante pentru cititor. Să mergem acum la argumentul numărul 4, antepenultimul. Duhul Sfânt posedă atributele divinității, atotștiința, atotputernicia, prezența peste tot sau, cum mi se mai spune, omniprezența. Să observăm omniștiența sau atotștiința. La 1 Corinteni 2, 10:11 stă scris, am mai dat acest citat, Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Mare știință este pusă în sarcina Duhului Sfânt. Atotputernicia sau omnipotența. Citat din Zaharia 4:6. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Iov 33:4, citat, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut. Și sunt multe alte texte în acest sens. Ne referim puțin și la omniprezența Duhului Sfânt. În Psalmul 139:7 scrie, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde mă voi duce departe de fața Mergem acum la argumentul 5. Numele atribuite Duhului Sfânt dezvăluie personalitatea și calitatea divină a acestuia. Analizând afirmațiile Sfintelor Scripturi referitoare la Duhul Sfânt, vom constata că acesta are o multitudine de nume. Duhul, în Geneza 6:3, Duhul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni 15:1, Duhul Domnului, în Isaia 11:2, suflarea celui atotputernic, Iov 32:8, Duhul Domnului Dumnezeu, Isaia 61:1, Duhul Tatălui, Matei 10:20, Duhul lui Iisus, Fapte 16:7, Duhul lui Hristos, Romani 8:9, Duhul Fiului, Galaten 4:6. Prin prisma faptului că cele trei persoane divine sunt una, nu ar trebui să ne mire faptul că Duhul Sfânt poate primi una sau alta dintre aceste denumiri. Nici nu s-ar putea explica altfel această multitudine de denumiri. Celelalte denumiri ale Duhului sunt dezvăluite și dezvăluie calitățile acestuia într-un mod divers și complex, dar complementar. El este Duhul de Sfințenie, Psalmul 51:11, Romani 1:4, de înțelepciune și pricepere, Isaia 11:2, de sfat și de tărie, Isaia 11:2, de cunoștință, tot Isaia 11:2, de frică de Domnul, în același verset, de adevăr, Ioan 14:17, de mângăiere, Ioan 14:26, de viață, Romani 8:2, de înfiere, Romani 8:15, de credință, 2 Corinteni 4:13, Duhul de dragoste, 2 Timotei 1:7, de putere, 2 Timotei 1:7, de disciplină, 2 Timotei 1:7, de descoperire, Efeseni 1:17, și chiar de veșnicie, de fapt sintagma este Duhul cel veșnic, în Evrei 10:29, de glorie, la 1 Petru 4:14 în sfârșit. Un ultim argument, mai greu de sesizat, dacă nu este analizat în baza textului original al Sfintelor Scripturi, este faptul că Iisus folosește, vorbind despre Duhul Sfânt, pronumele masculin, nu pronumele neutru.
În textul original grec, cuvântul duh, pneuma, ar trebui urmat de pronumele neutru. Ori, contrar regulilor gramaticale, pronumele folosit este cel masculin, în Ioan 16:7-8, versetul 13 și versetul 14. Pentru a arăta că, într-adevăr, Duhul Sfânt este o persoană și nu un ceva, un lucru, ceva impersonal. Fie să conștientizăm cu toții acest lucru. Dumnezeu să ne ajute!